Sărbătoare de an, să fii bine, Sfântul Mucenic Părădian, Sfânta Agapii, o fost bine, Sfinții Mucenici azi mai mulți, fiecare zis câte 10, câte 20, poate și ești mai mulți Sfinți. Acum ei se mai dispar pe leacă, dar noi până noi pomenim și pe cei vieși, pe cei rusești, acum mai mult de acum vieși românești, partea românească. Așa că rămân foarte mulți care, care nu pur și simplu sunt de calitate, dar nu spuneți. Sfântul Părădian și azi și Evanghelia despre chemarea Împăratului la Munte a Fiului Său. Făcutul Împărat Munte, vă trimis să cheme oamenii la Munte și nu vor să vină. Cei care au început să, să se scuze, unul a spus că eu am sarmă, eu am cumpărat boi, la Evanghelistul Matei, Evanghelistul Luca o spune o leacă în altă, o leacă mai detailat, o spune, dar Evanghelistul Matei asta sublinează în, în Evanghelia de azi, că văzând împăratul cu Domnul să vină, o trebuie să vină să chemi pe toți care i-au găsit. Și i-au chemat pe toți și când au dat toți acolo, au dat împăratul să uite și un om, nu are haine de nuntă. Și au zis, dar tu, frate, cum ai venit aici? Și el trece din prunșul, situația și legați-l și aruncați-l afară. Când știm, noi eram studenți, știm în Evanghelia asta, știm că ceva cu parcă se potrijește. El a chemat doar pe toți. El a chemat. Și el își trăgeți pe toți și aduceți aici. Și l-au văzut pe cel afară haine mântă și pe urmă de-a unul le-a murit două învățători. Spun eu că la evrei era obiceiul așa, când vine cineva la munte, chema la munte și întreba, dar dacă tu nu ai haine de munte, trebuie să fii curați. Erau haine din mari preț, erau țesău din mână. Noi că am apucat lucrul ăsta, când țesăt din mână, haine, bunei, strămoși, dar tata ce că eu când m-am măsurat, au vândut părinții lui, nu știu cât, cât ieșit de acolo, se cumpere costum din nuntă, haine din nuntă, costum sau și era acolo. Era foarte, foarte scump și se trebuie mare atenție la lucrul ăsta. Să poate că dacă cineva a făcut o îmbrăcăminte unui sărac, asta e lucru mare, era, acum nu cu asta nimic, acum nu te-și cumpără la, la, acolo, la desigur, haine de astea ieftine, găsești mai bune decât în magazin, poți găsești acolo. Și haine pești haine, eu mă uit și la voi, și la vecini, și la tot celea. Cât îi vrei să, hainele acum nu-i, dar atunci haina era ceva de preț mare. Și, deci, așa care chema la nuntă, el îi îmbrăca pe oamenii ăștia, zice, dar dacă n-ai haine, apoi să spui, fie-am eu îți dau. Și aici, care a intrat fără de haine acolo, care a intrat, el nu dă interesat ceva de mănânci și să vieie, întreba, dar tu ce-i dat? Sfinții părinți stăpuiesc hainele, astea sunt fapte de bune. Masa și nunta asta a împăratului, asta e împărăția Dumnezeu, care rugăcă nouă Dumnezeu, împărăția Lui. Și hainele de nuntă, asta sunt fapte de bune. Noi așa haine avem pe ea, uite, și de ce nu mă asam eu, și numai unul, dar multe, la fiecare sărbătoare, sunt diferite. Acum, și de astea nu erau. Când erau mai tineri, și de astea nu erau. Și ce era, vă spun acum, ne dușeam, ne chema pe la parohii depărtate. Erau parohii, nu știți cum, la Ruș, ca și la noi, în Moldova. O închis bisericile și le-au închis bisericile principale. Le-au lăsat bisericile unde nu-ți cerniu. Undeva în periferie, acolo la, la Camceatca, unde nimeni nu-ți duce, acolo le-au lăsat deschis. Și pe noi, din când în când, îi chema părinților, nici dați că v-a reveniți și îl încântați. Și ne ducem 4-5 băieți, cor, facem un cor, ne ducem și cântam la, la bisericile astea, de părtare. Veșminte era foarte simplu, de băi zici, cu parcea sau cu cruci, de când să le... Nu era aia asta lucru, cumpărat de magazin, deci de căsa, o leacă mai bună, care era o leacă mai bună, care o leacă se potrășie cu biserica, și într-un să le făceau haine bisericești. Priotul avea un rând, două de veșminte, trei, dacă avea asta, era foarte mult. Și pe aici așa îngropa și mormânta, sproșea și tot ce le-a făcea. Dacă voi zicem că aici este adevărat, din vremea aceea era haine. Dacă noi le-am apucat, iată și vremea asta. Pentru că era, proapă principală, era Moscova, principală școală de prios, dar noi era tot foarte vestită, Academia asta din Leningrad. Apoi la noi învățau foarte mulți studenți din, din alte țări. Erau din Etiopia, din Japonia, din Ungaria, din România, foarte mulți învățați studenți vineau. Din Finlanda, din Franța, din țările unde erau ortodoxii. Și noi rugam din înșii. Voi duceți, dacă vă duceți din Grecia, din Grecia nu prea erau, că aveau academii lor acolo. Apoi aduceți-mi ceva, niște cai de voastre și aduceau material. Materialul de serviciu. Și era, să repezeau studenții, dacă veneau și știa că așa l-au adus, 5 metri de materie pentru veșmânt.
Apoi nu știe el care să-l cumpere și de te bani și te bani numai să iei hainele astea, să facă la un preot cunoscut, să-i facă o suvenire, niște veșnite, care le cum știu, dar nici nu știu la aștept de dar eu niște cercuri acolo, ceva simbolic, sau niște triunghiuri care simbolizează pentru ei. Dar ei astea simbolizează și noi ne bucuram că de nu știu și dacă putem să câștigăm o perete de aboia când ne-am sunt de cerea, vedeți? Atunci e nevoie, când este nevoie, atunci trebuie să faci lucrul. Dar când este cele de-a urmă, este așa mare comandă. Apoi iată, Sfinții Părinții Vață, că hainele de nuntă, asta sunt faptele bune. Ne cheamă Dumnezeu la nuntă, la Împărăția Dumnezeu, la nuntă asta care este Împărăția Dumnezeu, asta e biserica, liturghia, împărtășirea cu Sfintele Taine, asta e nuntă. Că aici e culminația Sfințeniei noastre, a ne împărtăși cu trupul și cu Sfântul Hristos. Ești chiar Dumnezeu aici și noi venim nepregătiți. Care și pocitim, care nu știți rugăciunile, deși atâta canoane se fac sară, mai facem decerea de sară și ei se pregătim. Sunt rugăciuni, cărmașii care se împărtășesc, chiar citesc canoane pentru împărtășire, pocăința, mărturisirea. Voi trebuie să ne pregătiți în Împărăția Dumnezeu. La cina, la munții, trebuie să ne pregătiți, curați cu sufletul, curați cu trupul, îmbrăcându-ne în haine curate la biserică. Să fim pregătiți pentru asta. Dar nu zbuc de baracă cu mărtoșul. De la prășit drept la biserică am venit, m-am mărturisit, cam așa facem noi. Sara, mai avem când, trebuie să facem mâncare pe a doua zi, de obrig cu ochii, trebuie să pregătim. Da, a doua zi am negrăghim pentru că nu știu și acolo, e viață, plouă, avem de strâns coama, de strâns coada și toată vremea din fugă și fără de haină, de pregătire, intrăm la biserică și în Împărăția Dumnezeu, când ne ușe, tot fără haine, de fapt, oricum, intuși și acolo. Și eu sunt împăratul, când o văzut pe ăsta. Luați-l, legați-l din mână și ceva și alugați-l în întuneric. Pentru că mulți sunt chemați, dar foarte puțin aleși. Iată, noi suntem toți chemați, noi suntem toți botezați, noi suntem toți luminați cu credința. Dar câți ori fi aleși de noi, Dumnezeu nu mă știu. Câți ne alegi de noi Dumnezeu. Cum și noi prieteni să ne amintăm în fața Dumnezeu, cu și fapte, cu și gând, cu și inimă, cu și suflet, nu stăm noi acolo. Iată, asta e foarte important. De asta noi trebuie să ne gândim. Și ne pregătim și sufletul și inima să fie curate, Să avem haină de nuntă, să fie și sufletul curat, îmbrăcat în haina smereniei, dar și trupul să fie pregătit, împărtășit cu tainele Domnului și mărturisit, izbăvit din toate păcatele. Iată, asta ne spune pilda de astăzi nouă. Mă rog și la alte care mă cost și mai înainte. Mâine, ziua crușii, e o foarte greu slujitoare schimare, dar e altfel și Dumnezeu. De seară facem vecernia și mâine slujba pentru înălțarea Sfintei Cruci. Mâine zi de post, țineți cont de asta, da? Azi ne mâncăm și ne mâncăm, mâine zi de post. Și de post trec cei care puteți, țineți până seară mâncați. Dacă nu puteți, mâncați, dar mâncați mâncare de post. La cruce am zis ca să ne ducem, dacă și bine, pentru că mâine seara avem adunare, am început lucrul, am venit aici câțiva lucrători și mare lucrătură cu fratele astea, de Gemișa este aici. El a fost alaltă ieri cu omul și ala și mi-a adus hârtiile, am hârtiile aici. Și mi-au pus cheltuieli despre cheltuieli acolo. Noi avem până am cheltuit 900 de mii, numai pentru asta, fără de gând, numai pentru asta 900 de mii. Și el îi spune că încă vă 600 de mii ca să ne încheiem cât acoperim în prins, dar cât cu lucrurile. Și anum mâine am zis că să facem adunarea ca să fie veniță care mâine s-ar plașeze, da? S-a spus. Mi-a anunțat că mâine s-ar plașeze. Și să vină să discutăm, să vedem și chiar așa e de mult. N-avem un inginer, un grab care se trecea pe acolo, zică, păi, dar pe aici, păi, se poate, nu se poate 200 de mii, cum spune eu. Aici ai pus armătură nu de 100 de mii, da, de 40 de mii. De tonia ca atâta, nu știu, atâta, cum mă pricep, el vine, doar nu face și de bani, de bani. Iată asta. N-avem din sat, dacă ai venit din sat, am face altceva, dacă ar și din sat cineva care se pricepe, e altceva. Și dacă străim, ei sunt interesați, să aibă câștig, iar că sfinte toate. Și lucru ca lucru, vedeți, ba lucrează, ba se duc, aici de-a salții, el se înțelege cu dânșul, se înțelege, tot problema e în bani, la dar și am înțeles, în bani. Că aceia vor să le dea cât coastă, dar el le dea cât coastă și-și mai ieși el partea lui, pentru că așa, în contract, pe cealaltă scrie, regia 100 de mii. Ați câtă munca asta, atât de tonul ăsta și materialul este coastă, cât coastă, acolo un milion și ceva, dar numai regia, cineva dirijează lucrul ăsta, inginerul sau programul, 100 și ceva de mii, sau nu știu.
Păi asta mâine cu bătării voi, la adunare, azi mă vedeți, eu îmi spune și la ora 6 și mă vedeți și eu, ce spun eu. I-am lăsat pe dânsi și pe echipare să o creiază. Cred că să lăsăm să mântuie ideea, să încheie ciclul ăsta tăr, să doarme tot podcolul ăsta și pe urmă vedem echipare ce-o face. Și bani, dar 600 de mii trebuie să le strânge. Eu am strâns, cred că 100 de mii, cred că avem strâns, 100 de mii. Am mai strâns fie, cum ai strâns fiecare, iar stăiar, cum ai dat la biserică, am mai strâns noi, cred că 100 de mii ați și eu. Dar că vă 500 de mii, trebuie strâns ca să facem pe locul ăsta. De la cine nu știm, nu știu la cine îți șerim, dar toți știu, din lucrul ăsta toți știu. Deci nu știu cei de 10 ori, de-am unii rușine, deci de 10 ori. Haide, dacă nu putem, ați lăsăm, ați conservăm, ați facem cum facem și ați lăsăm pe aici o frigă, o mulțumim bani pentru lucrul ăsta. Cu greu să facem un lucru, tare cu greu, cu multă răbdare, cu multă vorbă, cu multă defăimare, cu fel de fel, cu multă răbdare trebuie să avem. Dar și dragoste trebuie să avem, pentru că altfel, apoi nu ducem împărăția Lui Dumnezeu fără haine, că ducem voi și învățica aici care e. Că noi ne îngrijim doar pentru mâncarea și cultura noastră, pentru hainele noastre, pentru gospodăria noastră și atâta e. Deci de seara la ora 6 decembrie, înainte de a mă, cred că să mai stăm o săptămână, două, și a să mutăm, cred că la 5 decembrie, dar apoi și o lăsăm sâmbătă viitoare la 6, de-am să notează, pentru că e de vreo, ți-o lasă scară. Șem, e voastră sănătate multă și Doamne ajută în Dumnezeu. Dar acum și duminica viitoare astăzi. Duminica viitoare poate și cu prede bună și dacă și de bun ne ducem și ați facem acolo o părâmbă, dar pușii de îndeamnă, care îți fie plăcere, ultima cu prede, pentru că vă lasă la ora 4 sau 5. O spune duminica viitoare, mă.